În acest video, am să ți arăt cum poți să faci promovare online gratuită pe Google cu compania mea, o suită de aplicații creată special de Google pentru firme. Indiferent dacă firma ta e compusă din doar o persoană, fără niciun fel de locație fizică sau punct de lucru, sau poate că ai deja o echipă și un sediu sau birou unde îți desfășori activitatea ori dacă desfășură activitatea la client, cum e în cazul unui electrician, de exemplu. Să știi că poți să aduci clienți din mediul online foarte ușor dacă ai listată firma pe Google, acolo unde lumea caută serviciile sau produsele tale. Ce este compania mea pe Google? Compania mea sau Google My Business este o suită de aplicații care îți permite să-ți listezi afacerea în cel mai mare motor de căutare și să atragi astfel clienți în mediul online în mod gratuit ce îți pune la dispoziție compania mea pe Google. Afișare geolocalizată într-un catalog online, adică firma ta va apărea pe Google și pe Google Maps, hărțile din Google, celor din zona mai apropiată. Deci dacă cineva caută un coach sau psiholog din Brașov, să zicem, și ai listată firma, va apărea firma cu adresa la care te poți duce, dacă vrei să o arăți, cu orarul după care lucrezi, cu număr de telefon și alte detalii de contact. În această afișare vei avea de asemenea și mărturii de la clienți, etalarea produselor și vei putea pune postări, oferte, evenimente sau poze cu produsele sau serviciile tale. Apoi, compania mea îți pune la dispoziție un site foarte simplu, dar care e gratuit și se vede și de pe mobil, unde îți poți expune produsele, serviciile, poți posta scurte articole cu imagini și chiar video, poți pune o galerie de poze, sau o hartă cu locația firmei. Chiar dacă deja ai un site personal, îți mai poți face încă unul aici, având o șansă în plus de a fi găsit de posibili clienți. Compania mea pe Google îți mai pune la dispoziție un panou de administrare a acestor aplicații, unde vei avea chiar și statistici ale celor care ți-au căutat serviciile sau produsele, cât ți-au căutat locația firmei pe hărțile din Google, cât ți-au sunat la firmă și alte detalii interesante. Tot aici, în acest panou de administrare, vei putea răspunde mesajelor și întrebărilor de la posibili clienți, deci vei putea interacționa cu ei și vei putea lua legătura chiar și prin apeluri video pe Google Meet, Skype sau Zoom. După cum vezi, Google îți oferă gratis această suită de aplicații foarte complexă și benefică pentru afacerea ta, indiferent cât de mică sau mare e. Poate că ai deja un site sau o pagină de Facebook pentru afacerea ta. Dar nu strică să mai ai încă un canal de comunicare și promovare gratuită în plus. Foarte multă lume preferă să-și concentreze eforturile de promovare online pe Facebook, acolo unde nu-ți vede nimeni postările decât dacă plătești, pe Instagram sau pe site-ul propriu, ignorând sau neștiind că această suită de aplicații a lui Google poate face atât de multe pentru a avea mai mulți clienți în mod gratuit. Cum îți lisezi afacerea în compania mea pe Google? În primul rând, intri pe Google și trebuie să verifici dacă firma ta nu este deja listată, pentru că ar putea fi listată de către altcineva. Ca să nu fie listată de două ori, ceea ce este împotriva regulilor impuse de Google, trebuie să verifici. Deci, intri pe Google și tastezi numele firmei tale. Să zicem că numele firmei este Cafenea John. Apoi, Apeșenter. Enter și dacă aici în dreapta nu ți apare firma, cum e în acest caz, înseamnă că această firmă nu a fost listată în compania mea. Și în cazul în care nu a fost listată, te întorci înapoi pe Google și scrii compania mea, iar la primul rezultat o să găsești acest site, unde poți să îți înscrii firma. Te conectezi de la acest buton și apoi îți faci listarea firmei după instrucțiunile care îți vor fi date. Însă, în cazul în care îți găsești firma listată, o să intru înapoi pe Google să găsesc o firmă deja listată, iată, această firmă, Start Business, a fost deja listată și apare aici în dreapta. Iar pasul al doilea ar fi să cer verificarea firmei de către Google. Pentru aceasta, merge aici la linkul Dețineți această companie și dai click pe el. Dacă firma nu a fost verificată de Google, o să-ți apară această pagină unde ești îndemnat să apeși pe butonul Gestionează acum pentru ca firma ta să fie verificată și să-ți completezi și celelalte detalii care mai lipsesc. Deci nu ajunge doar să-ți listezi afacerea aici pe Google și să aștepți clienții. Ar trebui, dacă n-ai făcut-o deja, să cer verificarea firmei tale la Google ca acesta să știe că firma este legitimă. Și dacă vrei să ai rezultate și mai bune, ar trebui să apelezi la cineva care se pricepe pentru a-ți optimiza această listare și a ajunge cât mai sus pe prima pagină din Google. O astfel de persoană ar trebui să aibă cunoștințe bune de SEO, să pună firma la categoria cea mai potrivită, să interacționeze și să facă postări și oferte pentru cei interesați de serviciile sau produsele firmei, să știe să obțină mai multe telefoane și recenzii bune de la oameni să lupte contra practicilor necinstite ale concurenților care își listează aici firmele și alte lucruri. spune mi în comentarii ce produse sau servicii oferă firma ta, iar dacă ai întrebări, pune-le de asemenea ca să-ți răspund. În următorul video o să-ți spun 7 ponturi ca să optimizezi listarea firmei tale în compania mea pe Google. Deci, dacă n-ai făcut-o deja, ar fi bine să te abonezi la acest canal ca să fii notificat când va apărea. Eu sunt Claudiu de la Adela Biz, numai bine și pe curând!